Pentru elevii din toată România a început o săptămână minunată, fără stres și fără note proaste. Este săptămâna în care se desfășoară programul școală altfel, să știi mai multe, să fii mai bun. Drept urmare, unii au învățat ce înseamnă să fii pompier, cum să acorde primul ajutor, dar și cât de interesant este să lucrezi într-o televiziune. Lumea fascinată a televiziunii a fost pe placul prichindeilor din clasa pregătitoare de la școala numărul 4 din Suceava, care dis de dimineață au vizitat studioul Bucovina TV. Au vrut să vadă ce este dincolo de camerele de luat vederi și mai ales cum se lucrează într-o televiziune, cum se fac știrile și emisiunile și s-au dovedit a fi curioși în ceea ce privește tehnica pe care noi o folosim ca să intrăm în casele dumneavoastră. Mi-a plăcut televizorul în care ne putem vedea toți. Ție ce ți-a plăcut în studioul Bucovina TV? Mie mi-a plăcut când am citit imaginea și... Când ai fost pentru câteva minute prezentator de știri? Da, și am fost acolo un invitat. Ție ți-a plăcut la Bucovina TV? Da, mie mi-a plăcut când a trebuit să citesc imaginele de pe calculator. Mi-a plăcut cel mai mult când am făcut turul studioului. Eu când am citit de pe... când am stat pe scaun și am citit de pe calculator. Mie mi-a plăcut când am apărut la televizor. Pe tine ce te-a impresionat cel mai tare? Pe mine m-a impresionat când am citit acolo. O să vrei să mai vii la Bucovina TV? Aș vrea să vin în fiecare zi. Tu urmărești emisiunile? Da. Tot la amiază, numai pe televizor și mă la Bucovina TV ca să mai văd ce se întâmplă.